rămas inconștienți în automobil, echipa de descărcinare se intervine și a sunat. După aceea, salvăm o persoană de la înălțime, de la etajul 3. O altă persoană din... și a stângem un bocar din cadrul, din interiorul clădirii. Așa că fiți atenți!
interesant că deja pe 5 aprilie, săptămâna curentă, se fac ziua Salvatorului. Noi am preferat ca săptămâna curentă, începând cu ziua de azi, să facem ușa, ziua ușilor deschise, a direcției situației personale Căușeni. Au participat mai mulți copii din clasele a 10-lea și a 11-lea din raionul Căușeni și are ca drept scop aplicațiile date, nu numai de a demonstra tehnica, utilajul și pregătire personală, dar și de familiariza mai aproape tânăra generație, cei care sunt la ultima sută de metri de a absolvi școlile și a face următorul plan în viață pentru studii superioare și pentru a-și alege meseria. Familiarizăm tânăra generație cu lucrul Salvator și pompier ca să poată face o decizie mai ușoară, adică este demn de a activa în cadrul acestei subțiuni a Ministerului Afacerilor Interne, ori nu. În rest, după cum ați observat, totodată am prezentat și tehnica, că suntem dotați cu tehnic și utilaj la nivel, autoscar, avem raionul Căușeni, avem un manu, avem mașini de descărcerare, adică suntem gata pentru a ieși la o situație excepțională și la consecințele acestea. Cât de des vă întâmpinați cu asemenea situație, adică în regim real? În regim real, din fericire, nu avem așa de des astfel de situații, însă noi tot timpul efectiv în direcție situației finale Căușeni este un program de pregătire, de antrenare, pentru ca și ziua de azi, că și cum a fost o demonstrație, dar a fost și un antrenament de care de conducem pe parcursul topitorului perioade pentru a fi gata de a interveni. Până acum ai mai văzut, iată, asemenea auto speciale, echipaje? Auto speciale am văzut, însă n-am fost martor ocular la cea intervenție. Crezi că în școală astăzi ar trebui să se revină la acele lecții de predare, de acordare ajutorului medical în caz de necesitate? Nu știu, voi ați învățat ceva? Învățați? Da, am învățat. Cred că ar trebui să intervină, deoarece în ziua de azi chiar sunt foarte multe cazuri, ca și acestea. Și ar trebui să se revină. Cât de pregătit ți s-au părut Salvatorul? S-a părut pregătit tot de bine. Mă rog, dacă ei consideră că ar trebui să mai perfecționeze, poftim, dar cred că e normal. Nivelul e destul de bun. Anul acesta este pentru prima dată când în raionul Căușeni se desfășoară, așa zis, școala bărbăției, așa eveniment, așa concurs, așa exercițiu. Școala bărbăției, unii o să fie implicați toți. Începând cu Poliția de Frontieră, Direcția Situației Excepționale, Inspectoratul de Poliție, din fiecare liceu e selectat câte o echipă, componența echipei fac parte, 5 băieți, 5 fete, conduși de câte un pedagog, un perinte, vor fi cazați în școală, în tabără de odihnă, Cheocel, perioada 3-5 mai, unii sunt la dispoziție cu 10 concursuri, care va învinge și se va duce la concursul, la etapa națională. La scaun acolo.